turcoaia este leagăn de folclor. Deci eu m-am născut, am crescut și am crescut și m-am alăturat practic echipei conduse de domnul Paraipan. Vorbim de folclor aici, de cultură, da? M-am alăturat prin a lua decizia de a continua practic ceea ce dânsul de ani buni au realizat pe acest plan. A promovat copii cu talente deosebite care au ajuns până în finala concursurilor mari de televiziune, la anumite festivaluri foarte mari. A promovat atât interpreți populari cât și activități de coreografie, dansuri populare și așa mai departe. Sunt aici din 98, după cum vă spun, au trecut prin acest cămin, prin mâna mea să spun, peste 700 de copii și tineret. Atunci am fost nevoiți să căutăm și soliști vocali. O suită, un solist vocal, o suită, un cântec, două. Și uitați, așa a făcut ca astăzi, când dumneavoastră ați venit aici, să găsiți acești trei copilași care încearcă să facă ceva, să ducă mai departe cântecul, portul, tradiția și obiceiurile locale. Cu soliști am de vreo 10 ani, ne ocupăm de ei. Au trecut prin acest birou, prin acest cămin, peste 50 de copii, dar au rămas mai puțin, să spunem, în jur de 15, care au avut într-adevăr o activitate și au mers și au reprezentat cântecul portul dobrogean absolut în toată țara. Ba mai mult, am fost solicitați și am luat premii în Ucraina, Belarus. Acum 2 ani copiii de aceea au dus cântecul și portul în mai bine de jumătate de Europa, cu staționare în Grecia, în Germania, în Franța. Suntem o familie. În această familie intră cetățeanul de rând din localitate, care atunci când îl vede la televizor sau pe o scenă, îi transmite o energie pozitivă sau îl aplaudă, și aplauzele alea pentru el este răsplata muncii. Vin cei din primărie, începând cu domnul primar până la ultimul angajat, care atunci când avem nevoie de un sprijin, ei ne sunt aproape. Niciodată în Consiliul Local nu s-a spus pardon atunci când s-a solicitat un sprijin legat de dotare, de o deplasare și așa mai departe. O lamă, da? Încălzirea pe interval de terță. 2 și... Chiar în momentul de față ne pregătim pentru un festival care are loc la Isaccea. Cum ați văzut și dumneavoastră, eram în timpul repetițiilor și sperăm să dăm bine și acolo cu cei trei copii deocamdată, care sunt pregătiți mai bine. Este greu la început, copiii vin, lucrează cu mine ca profesor de muzică, au talent. Noi sperăm pe parcursul a câtorva ani, 3-4 ani, să fie ca ceilalți care au luat premii foarte importante, cum ar fi Natalia Șerbănescu, trofeul. Este vorba de Nistor Elena, care acum este la facultate, este mai mare. Am lucrat 6-7 ani aici împreună, cu mine au lucrat aproape 3 ani.
talentați în comuna Tulcoaia. Nu este meritul meu, după cum ați văzut, este meritul acestui om de sport, domnul Gheorghe Ciulei, care a reușit de-a lungul timpului, atât prin ceea ce a făcut el individual în postura de fost atlet, prin rezultate care le-a obținut de-a lungul timpului, și vorbim de campion național, sunt rezultate care au evidențiat comuna Tulcoaia prin sportul pe care dânsul l-a promovat în localitate. Și s-au alocat sume, nu prea mari, după puterea și bugetul localității noastre, s-au alocat sume care au completat echipamentele sportive, anumite deplasări, echipamente, textile, mă refer la tricouri și așa mai departe. Și le-am pus la dispoziție o bază sportivă. Din păcate, nu este ea chiar atât de întreținută, dar ei își desfășoară activitatea și au reușit să obțină rezultate extraordinar de bune. Despre ce sport vorbim? Despre atletism, în special despre aruncări. Aruncarea suliței, greutății, a discului. Și mai facem și probe tehnice, săritura în lungime, viteză și ceva semifond, dar mai puțin. Depinde de, dar specialitatea este, sunt aruncările. Că am făcut aruncări la viața mea și vă dați seama că este specialitatea mea, aruncări. Sunt copii talentați în sport aici la Tulcoaia? Da, foarte talentați. Pregătirea acum sunt aproape 40 de copii. Am avut rezultate, deci până am fost foarte mult suflet și dacă avem materialul, e și rezultatele. Deci sunt copii foarte talentați la nivel de țară aici. Pe plan național, chiar anul ăsta avem aproape 7 medale avem, dintre care 2 titluri de campion ai României. Ce înseamnă aruncatul cu sulița? Că este un sport mai nou. Sulița, uitați, e o pro... Da, eu mulți nu au înțeles-o aici în comună, pentru că când m-am luat acum 20 de ani, vă dați seama, a fost foarte greu. Multă lume nu m-a înțeles, a zis că omul ăsta, cred că fură curent ceva, că vă dați seama, lumea are alte... Dar încet, încet au învățat. E o probă care nici la oraș nu prea să face. Probă foarte tehnică. În atletism se spune proba a probelor, e numită. Probă foarte, cu un rafinament foarte mare, tehnic. Și trebuie să găsești omul care să fie perfect pentru această probă. Este probă din atletism. Este o probă foarte complexă și care necesită multă muncă și multă ambiție. Ca să ai răbdare să... Înveți toată tehnica acestei probe, îți trebuie ambiție și foarte, foarte multă muncă. Am și descoperit că am înclinație spre acest sport și am zis să încerc și a fost o reușită pentru mine. Practic atletism de 4 ani. Sunt dublă campioană națională la copii 1, la junior 3 și am medalii de bronz la junior 2 și acum de actualitate am medalia de argint.